Împreună cu anchetatorii traseul din 24-25 iulie, atunci când a răpit-o și ulterior ucis-o pe Alexandra. Acesta a mers în Dobrosloveni și prin locurile în care a dus adolescenta care ar fi împlinit ieri 16 ani. În aceste momente, Dincă este din nou la Casa Groazei. Mâine ar trebui să explice în același mod și ce s-a întâmplat cu Luiza. Colega mea, Denisa Gelatu, ne aduce mai multe detalii. Bun găsit, Denisa, ce se întâmplă acum acolo? Bun găsit! Anchetatorii l-au băgat pe Gheorghe Dincă în curtea casei sale în urmă cu puțin timp. Aici, în fața casei sale, mă aflu și eu în acest moment. În jurul orei 9, anchetatorii au plecat împreună cu Gheorghe Dincă de la casa acestuia către locul în care Alexandra Măceșanu, fata de 15 ani, s-a urcat în mașina acestuia la ocazie. Următoarea oprire a fost chiar în locul în care acesta ar fi agresat-o pe Alexandra, aproape de liceul Mihai Viteazu. După aceea, anchetatorii au oprit pe digul despre care Alexandra a oferit informații atunci când a sunat la 112 să declare că a fost răpită de către acesta, iar următoarea oprire a fost aici, la casa lui Gheorghe Dincă. De menționat ar fi faptul că am observat pe parcursul întregii reconstituiri că atunci când se refăcea traseul pe drum, oamenii localnici de aici, din Caracal, au ieșit la porți și l-au huiduit pe Gheorghe Dincă. Cu toții vor să se facă dreptate, sunt năuciți, nu știu exact ce se întâmplă. De asemenea, foarte mulți cred că acest caz va fi mușamalizat. În continuare, voi rămâne și eu aici, în fața lui Gheorghe, în fața casei lui Gheorghe Dincă. Se face reconstituirea acum în curtea lui Gheorghe Dincă. Rămâne de văzut dacă se va face și acel experiment juridic, pentru că nu avem date cu privire la acest lucru. Vă reamintesc faptul că Gheorghe Dincă le-a declarat anchetatorilor că a ars-o pe Alexandra Măceșanu într-un butoi în curtea casei sale. Totodată, aș vrea să vă spun și faptul că am observat pe parcursul reconstituirii că la fiecare oprire anchetatorii au discutat cu Gheorghe Dincă, i-au adresat o serie de întrebări și l-am văzut cooperant pe acesta. Rămânem și noi aici și vă vom oferi și alte detalii în jurnalele următoare. Gheorghe Dincă a fost scos încă de la prima oră din arestul poliției din Slatina. Criminalul trebuie să refacă alături de anchetatori traseul din zilele de 24 și 25 iulie. Dincă a fost dus întâi la Casa Groazei, apoi la locuința Alexandrei în Dobrosloveni. Aici, monstrul din Caracal a fost la un pas să fie linșat de oameni. Cât îi mai plimbă pe anchetatorii ăștia, peste tot i-a plimbat. Cât îi mai bate joc de ei și de familiile la două, fetițele la două. Nu ei, populația să-l judece, lumea să-l judece. Vedem ce judecăm noi cu el, ce-a făcut la fete. Păi dacă nu spune nimic de o lună, două de zile, dacă nu se află nimic, e mușamalizare corectă. Dar de ce nu-l dă jos să-l vadă și lumea? Dincă a ajuns și în locul în care a bătut-o și a imobilizat-o pe Alexandra. Cu mult cinism, monstrul le-a explicat anchetatorilor cum a procedat pentru ca fata să nu mai aibă scăpare. El în mintea lui pasta va analiza, va cântări și poate va veni în final cu varianta adevărată și finală din tot acest film al Groazei. Și trebuie să le spună tot ce s-a întâmplat, cum a găsit-o, cu telefonul și așa mai departe. Și la urmă de tot, de ce a bântuit el prin nu știu ce localități și ce s-a întâmplat când s-a întors și a văzut-o vorbi și să repuncteze și momentul acela culminant și plin de contradicții cu acel butoi. Alexandru Cumpănașu a adus noi acuzații la adresa anchetatorilor. Până în momentul de față, oamenii ăștia nu ne-au dat nimic concret. Adică, dacă vor într-adevăr să facă o reconstituire cu adevărat, dincolo de declarațiile acestui personaj absolut insalubru, Dincă, a trebuit să facă acel experiment judiciar. Cât timp au refuzat și nu ne-au admis această probă, această reconstituire, din punctul meu de vedere, nu are niciun rost. Pentru că l-au audiat,
știm ce spune, știm ce a spus că a făcut. Familia fetei ar putea cere recuzarea procurorilor care se ocupă de acest caz. Nu excludem ca în curând să cerem recuzarea acestor procurori. Pentru că lucrurile merg prea departe. Am sesizat inspecția judiciară de la CSM, Consiliul Superior al Magistraturii mi-a dat ieri un răspuns prin care ne solicită date concrete cu privire la neregulile de procedură pe care procurorii le-au executat în acest caz. Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu sunt cele două fete care au dispărut după ce au fost luate la ocazie de Gheorghe Dincă. Acesta a mărturisit că le-a omorât pe cele două copile, apoi le-a ars trupurile în butoiul din curte. Și discutăm în aceste momente cu domnul Andrei Banu, fost șef criminalist. Bună ziua! Nu, ofițer de investigații criminale, nu sunt acasă, am auzit secvențial. Ce vreți să aflați de la mine, vă rog mult? Bun, deci după cum probabil știți, astăzi continuă reconstituirea în cazul crimelor de la Caracal. Gheorghe Dincă are făcut practic traseul din 24-25 iulie. A fost dus și pe digul pe care l-a menționat în apelul telefonic Alexandra, iar în aceste momente este cu anchetatori împreună la Casa Groazei. Această reconstituire, din experiența dumneavoastră, credeți că poate aduce elemente noi importante în acest dosar? Deci, da, reconstituirea este una procedural extraordinar de important și are două mari aspecte, două probleme extraordinare. În primul rând, verifică, probează sinceritatea criminalului, adică exact ce a povestit, care și transpune fizic pe profilul geografic, iter criminis, toată această activitate a lui, cum spuneți că a ajuns într-o locație. Și în al doilea rând, s-ar putea până aceste reconstituiri să ivească noi probe. Adică se pot descoperi din conduita lui, din comportamentul lui și alte aspecte care probabil a scăpat lui în acea amnezie post-infracțională sau poate că ascunde. Deci, cu alte cuvinte, această echipă care acționează, formată din procuror, ofițer de poliție, de investigații criminale, de crimă organizată și de alți specialiști care sunt acolo, configurează pe teren, deci în mod artificial, reproduce practic artificial, activitatea lui infracțională, activitatea infracțională pe care el practic ne-a dezvăluit-o și ne-o dezvoltă, da? Că de la el. Și nu putem să nu apreciez, cel puțin eu, să apreciez cu lucrarea lui cu anchetatorii, și că această activitate pe teren practic e pur voluntară. El dacă nu vrea să participe la reconstituire, nu vrea, da? Deci practic el vrea să se descarce de această presiune enormă pe el, domnule. Crima te roade, te macină, am mai spus de multe ori. Și el colaborează foarte corect, mi se pare mie, până acum, absolut deloc. Mai întrebați-mă, vă rog. Eu, ca valoare probantă, această reconstituire trebuie diferențiată. Are un rol extraordinar, incredibil. Trebuie diferențiată de conducerea la fața locului, care dă niște indici acolo ce s-a întâmplat, și de experimentul judiciar. Pentru că aici, dacă ajunge la curtea lui, el indică practic butoiul, iar etapa următoare, care total altă expertiză, este experimentul judiciar format dintr-o echipă de specialiști care vrea să decodeze modalitatea de incinerare, dar de ce s-a întâmplat în acel butoi. Încă nu este clar dacă va fi efectuat acest experiment judiciar. Nu mă cert, băie, sigur, dar altă etapă. Și aceste activități de reconstituire la fața locului și de experimente sunt între ultimile activități care se fac într-un dosar de cercetare penală de această anvergură. Am văzut imagine cu Gheorghe Dincă astăzi în direct. Vorbea foarte mult cu anchetatorii, părea foarte liniștit. Este posibil ca în aceste două luni care au trecut de la momentul în care a fost arestat, el să-și repetat în minte un scenariu pe care acum doar să-l recite pur și simplu? Nu. Domne, aici problema e următoarea. Am anchet destui, domne. Da, trebuie să te pricep la treaba asta, domne. De ce la început a negat ca orice infractor, neagă de la început. Urmă, după câteva zile, când au venit specialiștii, criminaliști ca lumea pe el și investigatori și procurori ca lumea, a început să se confieze, domne. Și a ajuns la aceeași vibrație, la acel amestec chimic, am mai dus între două substanțe care se transformă amândouă. El se recunoaște să se ușureze de această presiune enormă și anchetatorii ca să elucideze cazul, să descopere adevărul. Și să menține această confiență, această apropiere, această contopire pe tot parcursul anchetei. O tehnică, o întreagă tehnică aici.
Și mie mi se pare că el a depășit acel stadiu de negare, acel stadiu de minciună, de mitomanie, de conlucrare, pentru că el are de câștigat în acest aspect și nu are nimic de pierdut. Asta mi se pare normal, foarte elementar, din ce mi-a spus dumneavoastră. Pe de altă parte, avocatul familiei Luizei Melencu a declarat, acum când are loc această reconstituire, că timpul este insuficient pentru că Gheorghe Dincă a spus până în aceste momente, cât a fost în arest la interogatorii, lucruri aberante care nu au un curs logic. Da. Lăsați-vă să vorbesc ca un specialist care a închetat asemenea cazuri. Acest experiment, această reconstituire se poate face pe tot parcursul procesului penal, începând de la urmărire penală până la instanță. Instanța, dacă nu e mulțumită, poate să ceară din nou alte și alte repetări ale acestor activități de procedurale. Deci cam asta e situația. Nu vreau să intru în alte domenii pentru că nu mă pricep sincer, decât numai anchetă pur și simplu. Și mai un alt aspect aici legat de reconstituire. Reconstituirea poate fi făcută, mă scuzați puțin, poate fi făcută total sau poate fi făcută parțial. Adică poți să o faci iter criminis aici, de unde a costat fetițe, de unde le-a dus, le-a transportat acasă, tot, sau poți să o faci parțial pe anumite secvențe unde vrei să întărești acest act probator. Și combinate, bineînțeles, cu celelalte aspecte care v-am mai spus. Cu experiment, cu conducere la fața locului, cu recunoaștere de grup, cu recunoaștere de obiecte care sunt foarte... cu expertizele ADN-uri, că încă nu s-a terminat expertizele genetice după mine. De acel marvel de oase care la IML și la institut acolo să mai găsească multe ADN-uri. Să găsească multe ADN-uri, multe probe. E imposibil ca să nu se găsească și alte probe de acolo. În funingine, din tot, în cele ridicate din pădure. Însă îi dă lucru mult de tot. Însă ce mă bucur eu cel puțin, că se aduce nițică liniște. Am înțeles că e o situație tensionată destul de gravă când apare el pe stradă, și e și normal să fie așa, și n-aș vrea, ferească Dumnezeu, să fie nimeni în pielea familiilor care își așteaptă încă fetițele acasă ca orice speranță. E o activitate care practic a început să lumineze, să facă lumină și încep să dovedește eficiența activităților desfășurate. Și mă bucur enorm de mult pentru treaba asta. S-a început cum s-a început, însă să continuă în mod... ca la abecedar, ca la carte, exact cum trebuie făcute activități. Și vreau să mai trag un amănunt aici, un aspect, am auzit. Această conducere a lui, această discuție cu procurorii și cu polițiștii care acolo, nu trebuie înțeleasă ca un mod că îi sugerează la fața locului. Orice reconstituire ca act unilateral al lui, că vrea să arate ce s-a întâmplat, trebuie discutate aspectele concrete, practice de pus pe teren, în acest profil geografic, cu anchetatorii. Aceste discuții nu înseamnă sugerare ce să facă, da? E mult de povesti, dar v-am simțit nevoia să vă spun și acest lucru. Vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Așa cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, în aceste momente anchetatorii împreună cu Gheorghe Dincă sunt acolo la Casa Groazei. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu detalii atunci când acestea vor apărea. Mergem mai departe cu jurnalul. 5 mașini din două parcări ale aceluiași bloc din Galați s-au făcut scrum în urma unui incendiu provocat intenționat. Pompierii au reușit să oprească focul, care risca să cuprindă mai multe autoturisme. Primim mai multe detalii de la purtătorul de cuvânt al ISU Galați, domnul Eugen Chiriță. Bună ziua! Bună ziua! Ce date aveți? Ce s-a întâmplat? Primul apel de urgență a fost făcut de un participant la trafic, un șofer care a observat incendiul la două autoturisme în fața unui bloc. Imediat a venit și al doilea apel de la un locatar al blocului, care semnala și un alt incendiu în spatele blocului, în parcarea acelui bloc. S-au deplasat de urgență un echipaj care se află în acea zonă, cu subunitatea, au ajuns în aproximativ 3-4 minute, iar în momentul în care au ajuns, incendiul se manifesta cu violență la 3 autoturisme și se extinsese și la alte autoturisme. Risca să cuprindă întreaga parcare de autoturisme. Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite, dar, din păcate, discutăm de 5 autoturisme distruse cu o valoare estimată de 250 de mii de lei, iar bunuri salvate tot cu o valoare asemănătoare. Discutăm aici de mașinile din apropiere. După mobilul producerii incendiului, a condus la concluzia că incendiul a fost pus intenționat, pentru că au fost două focare separate care au luat foc spre simultan.
Aveți indicii referitoare la suspecți? Nu. Poliția a preluat cercetările pentru a stabili cu exactitate mobilul producerii, cauza, probabil vor verifica și camere din zonă. Și ancheta este în desfășurare. Cercetările noastre s-au încheiat după lichidarea incendiului. Am înțeles. Mulțumim foarte mult, Eugen Chiriță, purtător de cuvânt al ISU Galați. Vorbim în continuare despre un jaf care a avut loc la Casa de Pensii Timiș. Hoții au furat 50.000 de euro după ce au spart două seifuri cu niște extintoare. Anchetatorii sunt de părere că spargerea a fost dată la pont, mai ales că infractorii au acoperit camerele de supraveghere, iar clădirea nu are pază permanentă. Hoții se pare că au intrat în clădire după ce au forțat o ușă din spate, apoi au spart două seifuri. Hoții ar fi dat o gaură în casele de bani, ar fi declanșat extintorul și astfel le-ar fi deschis. Din cele două seifuri au dispărut peste 50.000 de euro, bani în lei, care reprezentau contracte de asigurări sociale, ajutor pentru înmormântare și încasări din vânzarea biletelor de tratament. Angajații casei de pensii au fost cei care și-au dat seama că s-a produs aici un furt. Polițiștii au început ancheta. Se pare că hoții au intrat și în camera serverelor, unde au distrus aparatura care stochează imaginele surprinse de sistemul de supraveghere video. Instituția a fost închisă pentru ca polițiștii să poată să facă cercetările. Angajații au fost trimiși acasă până la orele prânzului. Autostrada Soarelui intră de astăzi în reparații capitale pe tronsonul betonat dintre București și Fundulea. Vor fi nevoie de cel puțin 2 ani pentru a reface această porțiune. Este vorba despre segmentul plin de gropi și șanțuri care a provocat numeroase incidente în ultimii ani. Autoritățile au așteptat finalul sezonului estival pentru a repara tronsonul dintre București și Fundulea. Drumul de beton este plin de șanțuri și gropi, iar pentru refacerea acestuia vor fi necesari numai puțin de 2 ani. Lucrările la întregul tronson vor trebui să țină cont inclusiv de perioada sezonului estival. Ca atare, în acești 2 ani nu se va lucra efectiv în continuu, ci vom avea întreruperi între lunile iunie și septembrie, tocmai cât durează acest sezon festival. Dar între aceste luni, practic pe restul perioadei, se vor freza 8 cm din stratul de beton, se vor decolmata rosturile dintre plăcile de beton care, acum nefiind decolmatate, duc la ridicarea plăcilor de beton și automat crearea unui disconfort în trafic. Cei care vor să meargă spre Constanța pe perioada desfășurării lucrărilor sunt sfătuiți să evite autostrada Soarelui. Șoferii pot opta pentru traseul vechi București-Fundulea, iar la Fundulea să intre pe A2, deoarece pe porțiunea pe care se desfășoară lucrările se va circula pe o singură bandă cu 80 de km la oră. E bine să se facă. Când se face, numai să se facă. Nu ne mirăm deloc. Totdeauna se fac lucrurile când nu este cazul. Trebuiau făcute până acum, autostrada Soarelui veșnic este cu probleme. Cei de la Federația Patronatelor din Turismul Românesc acuză ritmul lent cu care se desfășoară lucrările de reparații la autostrada Soarelui și susțin că acestea afectează grav fluxul de turiști care merg către litoralul românesc. Patronatele cer demiterea directorilor CNAIR și a șefului biroului de poliție autostrada A2. Urmează o săptămână de foc pe scena politică. Curtea Constituțională va dezbate sesizarea Vioricăi Dăncilă, iar după decizia judecătorilor, premierul va decide dacă insistă cu remanierea sau dacă cere vot de încredere în Parlament. Până atunci, PSD continuă negocierile, încearcă să strângă cât mai multe voturi în cazul în care guvernul va fi nevoit să vină în fața aleșilor. În tot acest timp, Klaus Iohannis îi transmite un mesaj ferm premierului. Susținerea executivului se testează doar în Parlament. Colega mea, Alina Sorocean, ne aduce mai multe informații. Bun găsit, Alina! Găsită, este o săptămână importantă, mai ales pentru Partidul Social Democrat. Premierul Viorica Dăncilă așteaptă decizia Curții Constituționale după ce a făcut o sesizare la CCR în privința unui conflict între guvern și administrația prezidențială, întrucât președintele Klaus Iohannis a refuzat să valideze miniștrii propuși de Viorica Dăncilă. Vorbim despre miniștrii interimari. În funcție de această decizie a Curții Constituționale, premierul va decide dacă merge mai departe pe varianta remanierii, în cazul în care decizia va fi una favorabilă Partidului Social Democrat, iar Klaus Iohannis va fi obligat de Curtea Constituțională să valideze, să semneze decretele pentru miniștrii interimari, sau dacă decizia Curții este una nefavorabilă PSD, atunci trebuie mers pe varianta restructurării. Tocmai din acest motiv, Comitetul Executiv al PSD va lua o decizie în acest sens după ziua de miercuri, însă și mâine seară, pentru mâine după amiază, este programat un Comitet Executiv al PSD în care se va gândi o strategie pentru ambele variante ale Curții Constituționale.
Așadar, totul depinde de judecătorii CCR. Sunt însă 45 de zile la dispoziție în care guvernul poate să vină în Parlament cu restructurarea pentru un vot de încredere. Asta în cazul în care guvernul Viorica Dăncilă este obligat, practic, să facă acest lucru, dacă decizia CCR va fi una în defavoarea Partidului Social Democrat. Aceste 45 de zile vor arăta dacă PSD mai are sau nu va reuși să mai strângă sau nu majoritatea, astfel încât executivul să rămână în forma actuală la Palatul Victoria. Mulțumesc, Alina. Jaf de zeci de mii de euro comis de 4 indivizi care se dădeau drept polițiști. Hoții au intrat în casă peste un bărbat pe care l-au bătut, torturat și filmat. Înregistrările au ajuns și pe mâna adevăraților polițiști, iar cei 4 hoții au fost arestați. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cei 4 indivizi care au vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani au mers la ușa bărbatului din Chișinău și s-au dat drept polițiști. I-au spus bărbatului că îi vor percheziționa casa pe motiv că ar ascunde droguri. Ulterior l-au luat la bătaie pe bietul om și i-au cerut 40.000 de euro. Mai mult, i-au furat din casă diverse obiecte. Tâlharii nu s-au oprit aici și l-au dus pe bărbat într-o pădure unde au continuat să-l bată. Indivizii au fost prinși în cele din urmă de către adevărații polițiști. Hoții riscă până la 7 ani de închisoare. Scene teribile surprinse pe o șosea care leagă Timișoara de sudul țării. Un șofer care venea din Austria a încercat să depășească o coloană de mașini. Omul nu s-a asigurat corespunzător și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit frontal de o altă mașină care circula regulamentar. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc ieri între Lugoj și Caransebeș. Un bărbat care venea din Austria a sfidat regulile de circulație. Șoferul a depășit o coloană de mașini, nu s-a asigurat, a ajuns pe contrasens și a lovit în plin o mașină care circula regulamentar. În urma impactului, ambele autoturisme au fost făcute praf. În ciuda impactului violent, cei aflați în cele două mașini au scăpat nevătămați. Întreaga scenă a fost filmată de un alt conducător auto care a observat că șoferul din fața sa merge în zigzag și a pornit camera de bord, păstrând în același timp și distanța față de acesta. Martorii accidentului au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns echipaje ale poliției și ambulanței. Nu știu ce să fac, omul ăla era să-și dea în mine. Păi cum? Polițiștii l-au legitimat pe șoferul care a efectuat depășirea periculoasă și, pentru că mirosea a alcool, l-au pus să sufle în etilotest. Rezultatul a fost de 0,75 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la spital pentru recoltarea probelor de sânge. Bărbatul s-a ales cu dosar penal și va rămâne pieton pentru o bună perioadă de timp. Tragedie în localitatea Poiana Teiului din județul Neamț. O mamă și cei doi copii ai săi au sfârșit după ce a luat foc centrala termică. Acoperișul, un etaj și o magazie s-au făcut scrum. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Nenorocirea s-a produs puțin după ora 23. Femeia, care avea 30 de ani, era singură acasă cu cei doi copii. Se făcuse frig, așa că a decis să facă focul. Centrala locuinței mergea cu rumeguș. La un moment dat, totul a fost cuprins de flăcări. Vecinii au fost cei care au văzut că arde și au sunat la 112. Pompierii au ajuns de urgență la locul incendiului. Prin sistemul unic de apeluri 112 am fost înștiințați că în satul Dumbrava din comuna Poiana Teiului are loc un incendiu la o locuință. La locul indicat s-au deplasat 6 echipaje de pompieri cu autospeciale de intervenție și ambulanțe SMOR din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Neamț, dar și un echipaj cu autospeciale de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Borca. În urma incendiului au rezultat 3 victime, 2 fetițe de 1 și 8 ani și mama acestora în vârstă de 31 de ani. Cauza probabilă a incendiului este jar sau scânteii căzute din sisteme de încălzire pe materiale combustibile. A ars 80 de metri pătrați din etajul 1, acoperișul din aspirarea de lemn cu învelitoare de tablă pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați,
anexele lipite de clădiri care erau construite din pereți de lemn, de aproximativ 40 de metri pătrați, cât și bunuri materiale din locuința acestora. Pentru tânăra familie nu s-a mai putut face însă nimic. Mama, fetița de 7 ani și băiețelul de 2 ani au sfârșit tragic. Când a văzut ce s-a întâmplat, tatăl a avut nevoie de intervenția medicilor. 5 oameni au fost grav răniți după ce 3 mașini și un tir s-au ciocnit în această dimineață pe o șosea din Bacău. Se pare că unul dintre șoferi s-a angajat într-o depășire periculoasă, a ajuns pe contrasens și a izbit violent cele 2 mașini, dar și un tir. La fața locului a fost o adevărată desfășurare de forțe. Mai multe salvări au ajuns pentru a transporta victimele la spital. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz, iar traficul este și la această oră blocat pe ruta DN11 Onești-Bacău. Mâncare neacoperită lăsată în bidoane și butoaie murdare, gunoi, mese nespălate, carne și ouă ținute la peste 30 de grade Celsius. Asta au găsit inspectorii de la Protecția Consumatorului în mai multe restaurante și terase din Piața Sfatului din Brașov. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor s-au îngrozit când au făcut controlul la terase. Aceștia au descoperit pește refrigerat și apoi congelat, lipii expirate, maioneză scoasă din frigider, cartofi lăsați pe jos. Mai mult, inspectorii au găsit alimente puse la vânzare în condiții improprii, dar și pregătite într-o încăpere cu o igienă precară. Cei de la Protecția Consumatorilor au descoperit și instalații electrice defecte lăsate cu firele de curent la vedere, un adevărat pericol pentru cei din jur. Întreaga zonă este expusă unui pericol de explozie. Instalațiile prin care buteriile sunt cuplate la plită sunt improvizate. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au dat amenzi de 20.000 de lei și au oprit activitatea. Alertă în Dolj, unde 80 de hectare de vegetație s-au făcut scrum în urma unui incendiu. Pompierii încearcă de peste 24 de ore să stingă focul. Misiunea autorităților a fost îngreunată de faptul că în zonă nu se află surse de apă. Din fericire, nu au existat victime. Imagini de coșmar în comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj. Flăcările au pus stăpânire pe 80 de hectare de vegetație uscată. Incendiul violent a izbucnit sâmbătă după amiază lângă o pădure. De atunci, pompierii încearcă să stingă vâlvătaia. Misiunea autorităților este îngreunată de faptul că în zonă nu se află surse de apă și localnicii au sărit în ajutorul pompierilor, însă incendiul este greu de oprit. Potrivit ISU Dolj, pompierii au reușit până acum limitarea focului pentru ca flăcările să nu ajungă în pădure și se lucrează în continuare la limitarea incendiului, care a luat proporții din cauza vântului, secetei și a accesului greu pe terenul cu pomi, arbuști și vegetație abundentă. Primarul comunei Vârvoru de Jos, Nicu Tabacu, a declarat că, în opinia sa, focul a fost pus de persoane necunoscute, având în vedere faptul că a izbucnit din mai multe puncte. O masă de aer polar va traversa România începând de marți, când se va răci în jumătatea de nord a țării, anunță meteorologii. De miercuri, răcirea se va simți și în partea de sud, iar de joi sunt așteptate temperaturi negative și brumă în depresiuni. Pentru marți vor fi norări și ploi locale, în special averse și descărcări electrice în zona de munte, în centru, în nordul și pe arii mai restrânse în vestul țării, unde și vântul va avea intensificări temporare. Din această săptămână, toamna își intră în drepturi. Un val de aer polar care coboară din nordul continentului se îndreaptă spre România, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 20 de grade Celsius în unele regiuni. Vremea va intra într-un proces de răcire începând de marți, dar să spunem că luni vremea se va încălzi în toată țara, valorile termice se vor încadra între 22 de grade în zonele de presionare și 32 de grade în sudul Olteniei și a Munteniei. În schimb, luni noaptea își vor face apariția precipitațiile, ploile în extremitatea nordică și nordvestică a țării. Temperaturile vor scădea și în sudul și sud-estul țării, dar nu atât de mult ca în nord și centru. Spre exemplu, la Craiova, soarele ar urma să se arate în fiecare dintre următoarele zile, în afară de miercuri. Miercuri, vremea se va răci și în jumătatea de sud a țării, astfel încât temperaturile maxime vor fi apropiate de normalul date doar în sud-estul țării, iar în restul teritoriului vor fi mai scăzute decât mediile multianuale ale
ale valorilor termice, astfel că temperaturile vor fi maxime, vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade. Potrivit ANM, în capitală, săptămâna începe cu vreme bună. Astfel, luni și marți vom avea cer senin sau variabil, iar temperaturile maxime vor crește ajungând la 31 de grade Celsius. Abia de miercuri se va mai răci, iar maximele vor scădea până la 26 de grade Celsius. De joi, vremea va fi răcuroasă în toată țara, cu maxime de la 15 la 23 de grade. În depresiuni, nopțile și diminețile vor aduce chiar temperaturi negative și brumă. De joi, ploile vor fi din ce în ce mai puține, dar rămânem cu o vreme răcoroasă, mai ales dimineața și noaptea. Maximele termice vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 3 și 14 grade, mai coborâte din nou în zonele de presionare spre minus 1 grad, când din nou vor fi condiții de formare a brumei. Prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a avut un mesaj tranșant pentru opoziție. Liberalul a declarat aseară în emisiunea Dosar de Politician că exclude să stea la masa guvernamentală cu socialdemocrații. La masa guvernării, pe responsabilitatea guvernării, noi nu putem să stăm, de exemplu, cu domnul Grindeanu sau cu domnul Tudose. Cu tot respectul, vedeți pe Robert Sighiartău, de la, care probabil va fi ministru sau un alt ministru, stând la aceeași masă cu domnul Tudose sau cu domnul Nicu Bănicioiu sau cu nu știu ce lider de la, cu doamna Grațiela sau cu domnul Chițoiu. Prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat duminică în cadrul emisiunii Dosar de Politician că nu vede PNL stând umăr la umăr într-un viitor guvern alături de cei din PSD, ALDE sau Pro-România. PNL, eu nu vrem să stăm la masă cu domnul Tăriceanu și domnul Tudose, că la dânsi am făcut referire, la masa guvernului, adică într-un eventual cabinet. Păi adică și cum veți guverna dacă dați jos guvernul? Vom guverna Partidul Național Liberal și celelalte forțe de opoziție, PMP-ul domnului Băsescu și a domnului Tomac, USR-ul, care sper să-și asume responsabilitatea unei guvernări. Întrebat cum vor guverna cei de la PNL în aceste condiții, Rareș Bogdan a răspuns: eu nu mă văd stând și niciun coleg de-al meu responsabil nu se vede stând umăr la umăr cu doamna Grațiela Gavrilescu sau cu domnul de la energie, adică cu cei care până ieri, alaltăieri, până astăzi, erau la masa bucatelor și la masa guvernării catastrofale a Vioricăi Dăncilă, a lui Liviu Dragnea, a lui Mihai Tudose și a lui Grindeanu. Românii înșelați anul trecut de agenția Omnia Turism pot spera că își recuperează banii plătiți pe vacanțe. Instanța a dat dreptate unui turist care a cerut 10.000 de euro în schimbul concediului în Noua Zeelandă, pe care l-a achitat, dar l-a pierdut pentru că firma nu i-a făcut rezervările. Vă reamintim, în urmă cu 2 ani, agenția Omnia a lăsat peste 8.000 de români fără bani și fără vacanțe. Mii de români au avut ghinionul să plece în vacanțele planificate de Omnia Turism. Au fost abandonați prin țări îndepărtate de agenția care ar fi trebuit să aibă grijă de ei. Ministrul al turismului la acea vreme, Mircea Dobre, spune că a trebuit să colaboreze cu alți tur operatori pentru a-i aduce în țară pe oameni. După o luptă de 2 ani prin tribunale, judecătorii au dat câștig de cauză unuia dintre turiștii păcăliți. Un bărbat a plătit 10.000 de euro pentru o excursie în Noua Zeelandă. Biletele au fost cumpărate de la o agenție de turism din Tulcea, care lua pachetele printr-o altă agenție, Omnia. Surpriză însă, înainte să plece, bărbatul a aflat că Omnia s-a închis, iar excursiile nu au fost achitate. Mii de oameni s-au trezit atunci că au rămas și fără bani și fără vacanță. Aproape 8.500 de persoane au fost implicate în dosarul agenției de turism, iar pagubele calculate ating aproape 7,5 milioane de euro. Obligă părâta să restituie reclamantelor suma de 33.207 lei și 2061 de euro și 2060 de euro, echivalentul în lei la cursul BNR de la data plății, reprezentând contravaloarea serviciei achitate împreună cu dobânda legală aferentă calculată de la data de 29 mai 2018 și până la plata efectivă. Obligă părâta să plătească reclamantelor cheltuieli de judecată în cuantum de 2167,18 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru plus onorariu avocat. Patronul Omnia, acuzat în 2017 că a furat banii de vacanță ai oamenilor, s-a sinucis la scurt timp după ce înșelătoria a ieșit la iveală. A explicat într-un bilet de adio că investise întreaga sumă la bursă și că ulterior a pierdut banii. Cazul Omnia este cea mai mare înșelătorie din turism în România.
Mai mult de jumătate dintre români își duc traiul în garsoniere și apartamente mici de două camere, însă preferă să fie proprietari. Datele Institutului Național de Statistică arată că 4 locuințe din 7 se confruntă cu una sau mai multe probleme legate de confort. Potrivit acelorași date, ponderea locuințelor noi construite după 2001 este de doar 21,9%. Doar 4% dintre familii preferă să stea în chirie, iar ponderea este mai mare în mediul urban față de cel rural. Din distribuția gospodăriilor după numărul de camere al locuinței principale, s-a constatat că mai mult de jumătate trăiesc în locuințe cu 2-3 camere. O pondere semnificativă o dețin și gospodăriile care își desfășoară traiul în locuințe cu 1-2 camere. Arată datele Institutului Național de Statistică. Dacă în mediul urban puțin peste jumătate din gospodării ocupau locuințe mici de 1-2 camere, în mediul rural mai mult de 7 din 10 gospodării ocupau locuințe formate din 3 sau mai multe camere. Aproape 40% din totalul familiilor au primit locuința pe care o ocupă în perioada 1981-2000. În mediul rural, peste 2 din 4 familii trăiesc în locuințe construite înainte de anul 1980. Se remarcă de asemenea că ponderea locuințelor noi construite după anul 2001 este de doar 21,9% pe total, fiind mai mare în zonele urbane față de cele rurale. Anul trecut, ponderea gospodăriilor dotate cu baie, duș, a fost de 73,6%, iar a celor cu grup sanitar de 72,2%, mai arată datele Institutului Național de Statistică. Este stare de alertă în Grecia. Un incendiu puternic extins de vânt a izbucnit ieri pe insula Zakynthos, una dintre cele mai frecventate zone de către turiști. Autoritățile au ordonat evacuarea populației din două localități. Situația este gravă în condițiile în care intensitatea vântului nu va scădea până mâine. Imaginele incendiilor puternice au devenit o realitate cu care grecii, din nefericire, au început să se obișnuiască. De această dată afectată a fost insula Zakynthos, aflată la aproximativ 300 de kilometri vest de Atena. Oamenii din două localități au fost nevoiți să-și părăsească locuințele și să fugă din calea flăcărilor. De aproape 24 de ore, peste 100 de pompieri se luptă cu flăcările cu ajutorul a 28 de mașini. În încercarea de a stopa vâlvătaia, două elicoptere și patru avioane s-au alăturat operațiunilor de stingere a incendiilor. Vântul care suflă cu putere îngreunează însă eforturile echipelor de intervenție. Un alt incendiu a afectat duminică regiunea Lutraki, aflată la 80 de kilometri de Atena. Pompierii au anunțat că au fost solicitați să stingă peste 70 de focuri în ultimele 24 de ore. Liberal-democrații britanici au votat în favoarea adoptării politicii de revocare a articolului 50, cel prin care Uniunea Europeană a fost informată oficial de intenția Marii Britanii de a ieși din blocul comunitar. Retragerea acestui articol ar anula practic Brexitul. Partidul Liberal Democrat din Marea Britanie și-a înăsprit poziția anti-Brexit și a adoptat oficial o politică de oprire a ieșirii țării din Uniunea Europeană, dacă va reuși să câștige puterea în alegerile naționale. Partidul deține numai 18 locuri în Parlamentul Britanic, care reunește 650 de locuri, dar se prezintă ca singurul partid Stop Brexit. Speră astfel să atragă alegători dintre cei 16 milioane care au votat pentru rămânerea în UE la referendumul din 2016 și să câștige suficiente locuri pentru a forma în premieră un guvern liberal-democrat. I'm absolutely determined. You know, I was elected on a strong promise to fight for Scotland's place in the UK and the UK's place in the European Union. That's a promise I've made to my constituents and it's a promise that I intend to keep. I believe we can save our United Kingdom and we can stop Brexit and we should not have to choose between them. Liberal-democrații au votat la conferința partidului în favoarea adoptării politicii de revocare a articolului 50, înregistrat în martie 2017, prin care UE a fost informată oficial de intenția Marii Britanii de a ieși din blocul comunitar. Retragerea articolului 50 ar anula Brexitul. Premierul conservator Boris Johnson promite că Marea Britanie va ieși din UE la 31 octombrie, cu sau fără un acord. Politica lui a divizat chiar și propriul partid, ceea ce l-a costat majoritatea în Parlament și a făcut improbabilă organizarea de alegeri generale anticipate. Imagini apocaliptice surprinse în apropiere de Madrid. Orașul Arganda del Rey a fost măturat de ape în urma ploilor abundente din ultimele zile. Un adevărat râu s-a format pe străzile orașului unde locuiesc 10.000 de români. Vremea rea a produs pagube și în Costa Blanca, unde autoritățile au evacuat sute de turiști. Am luat
Localitatea Argada del Rey, situată în regiunea Madridului, a fost grav afectată de inundații ieri după amiază. O ploaie torențială care a ținut 2 ore și jumătate a făcut ravagii. Imaginele surprinse de localnici sunt dramatice. Străzile s-au transformat în adevărate râuri, iar circulația a fost paralizată. Totodată, autostrada A3, care leagă Madridul de Valencia, a fost blocată din cauza apei care a acoperit 2 benzi. Și circulația pe linia de metrou care leagă Argada del Rey de Madrid a fost afectată de apa care a provocat inundații. Sute de magazine, garaje și locuințe au fost devastate în urma furtunii. În câteva minute, pompierii au primit sute de apeluri de ajutor de la localnicii rămași blocați în magazinele aflate pe străzile transformate în râuri învolburate. Martorii spun că nivelul apei a ajuns și la 2 metri. Probleme au fost și în sud-estul Spaniei. 2 campinguri de pe Costa Blanca din provincia Alicante au fost evacuate. O parte a comunei Almoradi, de 200 de locuitori, a fost de asemenea evacuată preventiv din cauza apropierii de râul Segura, care a ieșit din matcă de câteva ori în ultimele zile, a adăugat purtătoarea de cuvânt. Potrivit celui mai recent bilanț furnizat de Ministerul de Interne, înainte de aceste ultime evacuări, 3500 de persoane fuseseră nevoite să își părăsească locuințele din cauza vremii nefavorabile, care a provocat pagube semnificative în sud-estul țării. Cantitățile record de precipitații au provocat moartea a 6 persoane, au făcut drumurile și căile ferate impracticabile și au provocat inundații majore în regiunile Valencia, Murcia și Andaluzia. Meteorologii nu au vești bune nici pentru zilele următoare. Anul trecut, 13 persoane au murit pe insula Mallorca din cauza ploilor torențiale însoțite de inundații și de viituri. Un pescar din statul american Florida a fost condamnat la 5 weekenduri de închisoare și plata unei amenzi de $2500 după ce a torturat și ucis un rechin. Bărbatul, găsit vinovat pentru cruzime la adresa animalelor, s-a lăudat pe rețelele sociale cu fapta sa. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Individul a fost condamnat pentru cruzime la adresa animalelor după ce a prins un rechin și l-a tărât prin apă. În cele din urmă, rechinul a murit. Imaginile au fost postate pe Instagram și au stârnit indignare. Incidentul a avut loc în anul 2017, dar sentința a fost pronunțată abia acum. Alte imagini care prezentau acte similare de cruzime au fost descoperite de anchetatori. Astfel, bărbatul va trebui să presteze 250 de ore în folosul comunității, să plătească o amendă de $2500 și a rămas fără licență de pescuit timp de 3 ani. Tragedie pentru una dintre legendele sportului românesc. Fiul fostului mare basketbalist român, Mihai Corui, în vârstă de 23 de ani, a murit după ce a fost lovit de tren în gara Liverpool Street din Londra. Autoritățile au deschis o investigație în acest caz. Ofițerii de la Poliția Metropolitană au fost chemați la stația de metrou din Londra după ce au primit mai multe sesizări despre un accident pe șine. Autoritățile și medicii au ajuns de urgență la fața locului, însă, din păcate pentru tânăr, nu s-a mai putut face nimic. Tânărul în vârstă de 23 de ani, fiul basketbalistului Mihai Corui, a decedat. Clubul sportiv municipal Târgu Mureș este alături de colegul nostru, Corui Mihai, în marea durere cauzată de decesul fiului său, Victor. Condoleanțe familiei îndurerate, condoleanțe familiei, multă putere, multă putere, Mihai. Sunt câteva dintre mesajele transmise de apropiații lui Mihai Corui. Tânărul
era student la Ruskin University, cânta rap în Marea Britanie cu numele de scenă Louis Vic și scosese un prim material discografic, Soul Vision. Tatăl lui Mihai Corui a făcut parte din Naționala de Juniori a României de basket, care a obținut locul 5 la Mondialul de la Edmonton în 1991. Incidentul nu este tratat ca suspect și va fi pregătit un raport pentru medicul legist, a precizat un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane. Cel puțin 7 oameni au murit și al 3 au fost răniți după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste o casă într-un oraș din sud-estul Columbiei. Unul dintre răniți este un copil din cartierul unde s-a prăbușit avionul. Aparatul de zbor, care aparține unei companii particulare, s-a prăbușit la câteva minute după decolare. 9 dintre cele 10 victime se aflau la bord și una la sol. Nu se cunosc deocamdată cauzele producerii accidentului. Mii de activiști ecologiști au demonstrat la Frankfurt, unde timp de 9 zile se desfășoară salonul auto. Aceștia au blocat intrările clădirii care găzduiește evenimentul și au declarat că intenționează să trimită un semnal clar împotriva ceea ce îi numesc sistemul de trafic disruptiv, încă reprezentat de cel mai mare show auto din lume. Îmbrăcați în pelerine albe, circa 15.000 de manifestanți, majoritatea pe biciclete, au participat la Frankfurt la o demonstrație de masă față de Salonul Internațional Auto. Câteva sute dintre aceștia le-au blocat accesul vizitatorilor în Salonul Auto. Demonstranții purtau pancarte pe care erau scrise mesaje precum companii auto monitorizate și strada e ocupată, trafic de ocolire acum. Un purtător de cuvânt al asociației care organizează evenimentul a confirmat perturbarea accesului și a precizat că totul este pașnic, iar fluxurile de vizitatori sunt deviate către alte intrări. Protestatarii acuză că, pentru a face vânzări, industria auto a investit prea mult în motoarele pe bază de combustie internă și SUV-uri, care sunt poluante. Ei cer renunțarea la aceste tipuri de automobile și trecerea la mașini mici cu motor electric. Protestatarii, care aparțin unei alianțe a mai multor asociații de mediu, și-au îndreptat criticile și spre clasa politică. Ei au cerut acordarea de prioritate traficului de pietoni și biciclete și o extindere puternică a transportului în comun. Obiectivul preconizat ar fi atingerea unui trafic cu efecte neutre pentru climă, până în 2035. Cabinetul pentru mediu al Guvernului Federal intenționează să prezinte pachetul de măsuri în acest sens la 20 septembrie. Salonul Internațional de la Frankfurt și-a deschis porțile în 14 septembrie pentru publicul larg și se încheie duminica viitoare. A început London Fashion Week. Cele mai spectaculoase ținute au fost prezentate pe podiumul londonez. Ca în fiecare an, moda s-a mutat însă de pe podium în stradă. Marile case de modă și-au prezentat colecțiile haute couture pentru sezonul toamnă-iarnă 2019-2020. Nu au lipsit nici evenimentele caritabile. Top modelul Naomi Campbell a revenit la Londra, orașul său natal, pentru o gală de caritate organizată sâmbătă seara la British Museum. Supermodelul a defilat cu scopul de a strânge fonduri pentru tinerii și persoanele defavorizate. De asemenea, vedetele care au pășit pe covorul roșu la prezentările de modă au fost apreciate pentru ținutele lor. Actrița Helen Mirren s-a făcut observată prin ținuta sa la lansarea colecției toamnă-iarnă a Victoriei Beckham. Și nepoata prințesei Diana, frumoasa Lady Kitty Spencer, a uimit prin ținuta diafană și elegantă pe care a purtat-o. Săptămâna modei la Londra a început pe 13 septembrie și se va încheia pe 17 septembrie. Evenimentul reunește nume mari din industria modei, dar și designeri debutanți, fotografi și iubitori de fashion. Jurnalul se încheie, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. La Fix urmează Talk B1 cu Aneta Sângiorzan. Pe curând!